Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, începem acest film cu cine altcineva, cu Tomu, cu pisoiul nostru, care stă lângă, unde credeți, uitați, ce avem în sobă, foc. Suntem pe data de 21 aprilie și el stă aici cu minte, la căldură. Acum să mergem la albinuțe să vă arăt ceva. Bun. Suntem la albina. Nu e mare lucru de zis. E frig în continuare. Nu prea avem ce face, așteptăm, mai este câte una. Se duce la apă. Este undeva la ora 12. Și așteptăm și noi să vină căldura, care se tot lasă așteptată. Hai să vedem ce am mai făcut eu. Adică ce am făcut. Aici avem o albină care a ieșit și a înghețat. Iată. O încălzim. N-ai ce să-i faci. E frig afară. În momentul în care se va așeza pe un capac sau va lua niște apă rece, o să încremenească. Am suflat asupra ei. Nu cred că o să mai ajungă în stup. Eu am această, să zic, gândire că dacă albina nu poate să se întoarcă în stup, asta este treaba ei. Am venit la mâncăcios să verific hrana. Aici a primit, iată ce împachetaj aici, am mâncat aproape toată turta energetică, a primit un kilogram de turtă energetică, iar la proteină a primit o jumătate de kilogram, dar a început să mănânce mai puțin. Ele au mâncare. Știți că am lăsat accesul la rame cu miere în totalitate, dar nu vor prea trece dincolo de diafragmă datorită frigului. Dar de mâine vom avea temperaturi de zbor. Azi e la limită, avem maxime de 8 grade. Le mai lăsăm 2 zile. Fac un preparat, încerc să fac un preparat din zahăr și apifonda pentru a le da ceva de mâncare. Și voi mai da niște miere de la... Am păstrat rame cu miere. Mai am ceva rame cu miere. Le vom descăpăci. Iată și aici. Vom verifica și la ăsta. Și dacă și aici a consumat tot, în 2 zile vom interveni. Adică când dă căldura imediat. Iată și aici am mâncat tot, aproximativ 1,5 kg de hrană în 4 zile. Îmbucurător este acest mic înălțat. După diafragmă nu trece albina că e frig. Deci ce dați deasupra, atât are mâncare. Nu dați, o să aveți surprize. Bun. Cam atât, o să venim cu rame cu miere, care mai avem aici. Mai avem încă rame cu miere. Mai dăm o turtă și mergem înainte. Bun, până data viitoare, numai bine!